tu n-ai idei și eu amu, mă nervez pe tine, tu pur și simplu n-ai Eu vreau amu pe loc să aflu adevărul. Cuplurile în care nu există niciodată niciun conflict, de fapt trăiesc într-o mare minciună. Ne așezăm la o masă vis-a-vis, hai să grăim, nu mai trebuie ceva de făcut cu tot asta. Deseori încep să fac ca mama, încep să-l văd în el pe tata, el începe să mă compare cu mama lui. Și vorba moldovanului, sunt șepi. Și şi sunt șepi. Că toți acei oameni. asta. Cto acei oameni. Hai, să-i zmei din tine. Mulți, <laughs> mulți ani în urmă, în se acum eu cumva observ că acea căpășică este gata să sară și zic, <coughs> stop. Dacă s-ar da într-o parte, ar vedea că este fortăcica deschisă. <laughs> A, bună asta! Partener general OTP Bank de știi ce rămas în cap de la ultimul mm. nostru interviu la radio? Mm. Așa o idee, că tu ești foarte disciplinată și atunci când dimineața știi că ai ceva de făcut, îți pregătești hainele de seară. Așa, așa noi am avut o discuție înainte să, să facem interviul și ala, eu eram tânără și proastă și nervoasă că nu știu ce, nu-mi găseam eu hainele dimineața și nu mă suntem bine la lucru. Și tu ai zis, de sara, fat, hei, sara gătește hainele. Tare interesantă idee, eu și aș putea acum spune, că de fapt noi uh, niciodată nu stăm pe loc și noi în fiecare zi suntem diferiți. Aha, și, dacă eu atunci, atunci... <laughs> Da, și dacă eu atunci, ți atunci ți-am spus fraza asta, eu tare mă bucur de fapt, asta nu este întotdeauna despre mine, dar ce și spui tu este despre, cred că, acel management, time management pe care ar fi bine noi să-l folosim și să știm că el există și el cumva ne ușurează viața. Da, îți dai peste cap tătă ziua și, dacă ziua ai dat peste cap și următoarea zi, tătă săptămâna, astfel ai de lucru și sâmbătă și duminică în loc să te odihnești, trebuie să faci anumite chestii pe care ori nu le-ai făcut, ori le-ai ori ceva s-a întâmplat și cumva toată viața așa între într-un fel de nu le dovedesc și no, începe a da vina pe alți este, oameni. exact oameni. Așa și spui tu acum, este o imensă generalizare, pentru că asta e cu siguranță, nu toată viața, dar generalizarea este... <laughs> până dai cu capul în gard, <laughs> Exact. Știi? Până suferi exact, mult. Până uh, înțelegi că din situația care scriează și ceva de învățat. Da. Dar da. până în vieți suferi o grămadă. Adică, asta, bine. asta e bine. Noi dacă nu ne schimbăm și nu... noi... de Noi dacă nu ne schimbăm, înseamnă că am suferit puțin. Nu, hai, eu nu știu, nu știu ce înseamnă a suferi mult sau puțin, eu cred că asta e despre fiecare, dar dacă noi nu ne schimbăm, înseamnă că noi la moment nu suntem gata pentru o schimbare pentru Hai să, pe pe schimbare pentru care Pentru schimbare în bine, dacă ne dorim. Dacă Noi, tu nu te super, eu nu m-am să ciocnesc, eu încă mai am atâta treabă azi. Poți doar să-l deguști. Da, eu doar... Noroc! Ah, și de frumos sună! <laughs> Măcar să-l guști. Este rozeul aventurilor tale de la partenerii noștri Wine Crime, cărora le mulțumesc. <laughs> și astfel se ușurează discuția deja. Chiar dacă nu m-a și deja atmosfera e alta. <laughs> <laughs> da. Tu ești psihoterapeut. La 40 de ani te-ai gândit tu că nu vrei să faci doar muzică. Te-ai apucat să faci psihologie și chiar terapie. Da, eu cred că nu am venit cumva ocazional în această profesie, în această nouă profesie, care mi-e îmi place foarte mult. Um, vreau să spun că eu sunt de firea mea hedonistă. Eu fac lucrurile care mi-e îmi plac și eu cred în ele. Um, dar dacă dai de un lucru care nu-ți place, și faci? El Elimini ta? Da, eu cred că eu îmi pun întrebarea la ce bun îmi trebuie sau nu îmi trebuie să fac lucruri care nu-mi place și dacă este un lucru care nu-mi place, dar este cumva spre scopul meu, atunci înțeleg că această neplăcere poate să fie din cauza motivației care nu este pe deplin găsită eu cred că în psihologie niciodată nu vin oameni ocazionali, psihologia a fost o mare descoperire pentru mine și ca știință și ca artă, eu pot să spun că psihologia este o artă, uh -huh. eu o îmbrac deseori sau o condimentez, pot așa să spun, și cu art-terapia și cu terapia prin muzică și îmi pare că muzica este o mare resursă uh, pentru terapie, dar, de fapt, din altă parte, de vedere, pot să spun că în muzică există foarte multă uh, depresie sau tristețe. foarte multă dependență, foarte multă tristețe, exact. Și uh, multă lume din muzică are nevoie de un psiholog, uh, consilier sau de o psihoterapie. Și e util uh, să am niște instrumente pe care să le folosesc. Ca să ies din aceste stări. Pentru că e periculos cumva să intri în ele și ele să te absoarbă, interior. Să știi că poți să te înneci în ele și atunci când, ca și o prăpastie, știi, tu o vezi da. și poți să o privești de sus, poți să întinzi mâna. Poți cumva, ca într-un lac, sau ca într-o mare, ca într-un ocean, să bagi piciorul, dar să nu te înniegi uh -huh. și să știi cum să ieși la timp. Și dacă nu știi, să știi că ai voie să apelezi la ajutor. Nu zic neapărat acum despre un ajutor profesionist, de un psiholog sau psihoterapeut, uh -huh. pentru că acel ajutor îl putem cere în cărți. Da în filme, cei care ne înconjoară și ne dau stare de bine, pot să fie salvatorii noștri. Pentru că depresia este o stare a psihicului. Cred eu peste două săptămâni, atunci când nu ai poftă de viață, ai o stimă de sine foarte scăzută, nu ai niciun interes, somnolență mare și tot așa, mai multe, deci de la patru simptome și mai mai multe uh -huh. deci nu pot să spun că am trăit cândva aceste stări Foarte până la două bun. săptămâni sau mai mult, dar cu siguranță stări depresive sau episoade depresive cu siguranță le-am avut, pentru că la moment cumva am 47 de ani și am o experiență după părerea mea, ok, de viață și de diferite momente am trecut prin două divorțuri Uh, am trecut prin uh, diferite experiențe de ale mele în scenă și deci nu pot să spun că, vai, sunt o persoană mereu atât de optimistă și toate lucrurile întotdeauna merg bine. Și atunci când nu merg bine, eu spun, ok, <laughs> nu-mi pasă, <laughs> pentru că oricum soarele răsare. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu, nu, este adevărat cum. nu este adevărat. Am avut stări când foarte tare doare și dacă întreb pe cineva care a avut foarte mare durere de suflet, care totuși durerea este mai comestibilă sau mai acceptabilă, acea fizică sau acea sufletească, un om care a trecut printr-o mare suferință sufletească îți va spune întotdeauna că e mai bine să treci printr-o durere fizică decât prin una sufletească și dacă acea fizică cumva ai senzația că, uite, într-o zi ea o să se termine. Atunci când te afli în durerea asta sufletească, ai senzația că nu se mai termină niciodată. Și uite, anume, din aceste stări, unii oameni pleacă și nu se mai întorc. Aici cred că eu aș face o paranteză despre acele suiciduri care um, întotdeauna au avut loc, dar cumva, în acești ultimii doi ani, despre ele am auzit mai mult, da. mai des și mai durut. Da. Uh, și cred că aici, din nou, aș accentua atunci când simți că nu te isprăvești, îți faci o listă unde pot găsi acest ajutor. Oameni, cărți, muzică, meditație, mindfulness, schimb de țară, schimb de job, schimb de societate, orice care poate să te ajute. Eu am vrut să întreb, nu sunt sigură, dar cred și tu acum o să mă luminez. Ca să devii psihoterapeut, trebuie și tu la rândul tău să faci o grămadă de ore de psihoterapie. Aș vrea să spun că această grămadă și a doilea cuvânt care îmi vine prin asociație cumva este cuvântul de pietre. Și aș spune că această grămadă de pietre fiecare din noi avem personală, da. pentru că fiecare am trecut și prin perioada intrauterină a mamelor noastre, fiecare din noi am avut uh, o copilărie, o adolescență, o maturitate um, și cumva tot ce ne-a înconjurat din prima clipă de când am apărut uh, în burta mamei și toată lumea mm -hmm. a aflat că noi vom veni pe lume, uh, tot ce se întâmplă și s-a întâmplat cumva are impact asupra mm -hmm. noastră. Și Până la urmă, fiecare atunci când vine într-un cabinet la psihoterapeut și cât este gata să descarce acest morman sau cum ai zis tu, acea Rămadă, grămadă da? de pietre, da, eu cred că fiecare și-l are personal. Da, cu siguranță, Trebuie fiecare să fac, așa psihoterapeut este. și fiecare psiholog este bine să treacă prin psihoterapie sau cel puțin printr-o dezvoltare personală. Și dacă Aha. este o dezvoltare personală reușită, eu sunt sigură oricum ajunge în psihoterapie. <laughs> okay. Știi cum v-am citit uh, despre un sketch, un text uh, foarte nice. Uh, cât de bună mamă nu ai fi și cât de multe nu ai vrea să faci pentru copilul tău și cât de multe nu faci pentru copilul tău, fii sigură că într-o bună zi va veni să se plângă pe tine la psihoterapeut. Pentru că, de fapt, nu este despre dragostea de mamă Și nu este despre uh, relațiile noastre Cu oamenii noștri cei mai apropiați Este despre percepția noastră În acel moment Mi-au mi, mi mi sărit iar în cap anumite chestii La mine o, și folosesc sunt anumite întrebări Dacă la mine vin întrebările Din uh, răspunsurile tale Tu ai spus că noi, fiecare din noi Am trăit o experiență intrauterină Adică psihicul meu, comportamentul meu Anxietățile Capacitățile de a intra sau nu în depresie, depinde cumva și de starea mamei mele când era însărcinată? Exact, știi? Da? După ultimele cercetări, cumva se demonstrează că acele stări pe care le verbalizez vă? tu acum pot să vină nu doar din acea perioadă intrauterină, dar da. cumva pot să fie și cele transgeneraționale. Am citit un lucru foarte interesant. Atunci când uh, o femeie însărcinată este uh, însărcinată cu o fetiță, da? uh, celulele feminine care se află în această femeie, prin această femeie, cumva transmit copilului din ea și acele celule sau acea informație a ADN-ului care erau și la bunica. Exact. Deci, cumva este. Deja cred că putem vorbi despre o transmitere transgenerațională. Uneori, e bine să ne punem întrebarea, această stare este despre mine sau nu este despre mine? Și atunci când îți dai seama că nu este despre mine, îți vine în gând a cui este. Cu mulțumire o aduni și o întorci înapoi fie mamei tale, fie profesoarei tale de chimie, fie profesorului de educație fizică, fie unui coleg, fie unui prieten Care a fost mai uh, mare revelație ta în primele tale uh, lecții, primele tale cursuri primele tale uh, cunoștințe în cu psihologia Ceea ce îmi vine în, în gând acum la moment, cred că este cel mai corect uh, ceea ce aș vrea să menționez, nu știu dacă a fost prima sau nu, dar ceea ce vreau să menționez, îmi place acea atitudine psihoterapeutică, nu există nici bine și nu există nici rău. Există ceea ce avem la moment și să înțelegem ce avem cu asta de făcut. Încă una îmi vine acum în gând să-ți spun, nu există om problemă, există un om care are o problemă. Și asta îmi pare foarte frumos. Acum trec practica psihoterapeutică la un centru pentru dependenți mm -hmm. și asta vreau să aud acești oameni dependenți, că nu există om problemă, există un om minunat care are o problemă și despre asta vreau cumva să, să audă toată lumea și să știe, asta este foarte important. Nu există un copil problemă, există un copil care are sau poate să aibă o problemă. Rezolvabilă exact, exact. timp cât... Exact. Și atunci un psihoterapeut bun care lucrează, dacă este vorba despre copil, lucrează și cu părinții în primul rând, să rezolve această problemă, să rezolve această întrebare. Mi-a plăcut foarte tare ideea de mindfulness, am mai vorbit un pic la anumite episoade, dar nu am intrat în detalii și când am spus mindfulness, noi am vorbit foarte superficial în sensul în care, de exemplu, eu foarte des fac o greșeală acasă și nu înțeleg când trece ziua, și simt țara că n-am stat suficient nici măcar cu copilul, nici lucru nu l-am făcut cu toată, cu toată inima, cumva am făcut și mâncare și lucru și am mai montat și am mai spălat pe jos, am mai făcut anumite chestii în timp ce am vorbit și la telefon și mă gândeam că trebuie să fac ceva. O mie de lucruri odată, multitasking-ul ăsta care ne ușide și nu înțeleg nici când lucrez, nici mâncarea nu fac cu toată plăcerea vieții, nici nu mănânc doar să mănânc pentru că mai șcetuiesc, mai scrolesc, știi? Iată. A, prima ce am auzit, <coughs> am place. auzit cuvântul greșeală, dar nu a fost despre emoții și senzații, despre emoții și senzații revin să-ți spun ce am simțit. Și am văzut. Spunându-ți, Exact. Da. Ascultându-te. Da. Deci, a, prima ce am auzit a fost, și mi-a făcut click la urechi, a fost cuvântul greșeală. Nu știu dacă există greșeli. Tu crezi că există greșeli? Pentru mine există experiențe de viață și lecții mm -hmm. pe care le învățăm. Senzația și emoția pe care am simțit-o, o bucurie, și o mândrie, pentru că tu, de am fapt, într-o zi mi-ai povestit că ai reușit să faci atâtea lucruri. Pentru că acum în secolul 21 îmi dau seama. Și acum am să în altceva, noi femeile, noi vrei. femeile, um, suntem nevoite sau din propria noastră dorință, vrem să facem multe. Avem energie pentru multe lucruri. Um, și ne reușește. Da. Descoperim aptitudini, calități, talente. Și este un păcat să nu le realizăm. Atunci când tu spui, uite, acea mâncare nu am făcut-o cu atâta plăcere, spunem, te rog, în acea zi, acea mâncare pentru tine era despre a face mâncare și de a hrăni oamenii din familia ta sau a fost de a face mâncare cu plăcere? Prima variantă. De a face mâncare să fie pentru toată Ca familia Ca să fie mea. toată lumea mulțumită. Deci scopul a fost îndeplinit. Ce exact, mai cauți, fată? Exact, exact. Mai departe, acel scroll care l-ai făcut pe telefon În timp ce mâncai. În, chip, în timp ce mâncai. Acum noi nu o să ne oprim e bine sau e rău, despre asta vorbesc imediat cum îmi termin acest gând. De ce l-ai făcut? Ca să reușești. Da. Deci ești bravo, ai făcut un lucru foarte fain, tu ai reușit, tu ai făcut ceea ce ți-ai dorit, ceea ce ți-ai pus la moment. Da. Acum trecem la altă uh, pagină. Despre programarea și organizarea timpului. Povestește-mi despre acele 8, 8, 8. 8 ore de muncă, 8 ore de altceva și 8 ore de somn. Unde le integrezi, unde le integrezi tu pe toate? Mm. ar fi o temă de acasă da? da dar hai, nu, nu doar temă de acasă <stit Lincoln> că data viitoare și nu o să mă controlez tu ești să duci în Anglia și o să rămân aici cu tema nefăcută. hai, spune-mi, adică 8-8-8 8 lucru 8 lucru 8 ori de pasiuni, televizor orice vrei tu da, 8, 8 ori viață socială și așa mai departe. viață socială, exact și 8 ori de somn cu, prim, cu ultima și cu prima e clar Uh, nu am înțeles întrebarea. Cum le integrez? Eu cred că 8 și 8 le pun tot la lucru. Sau cum? Greșit sau? spunem tu. Uh, da, deci eu... ideal ar fi 8 ore să le dai pentru lucru, 8 ore să le dai pentru somn și 8 ore să le dai pentru altceva, pentru Vezi... viață socială, viață de familie, prieteni, dezvoltare personală, odihnă. Uh -huh. Da. Este adevărat. Este adevărat că noi Întotdeauna cumva ne deplasăm cu acest yeah. orar, atât timp cât este funcțional, este fine. Când simți că nu mai este funcțional, te-ai oprit și îți pui întrebarea, unde și ce trebuie să schimb? Mm -hmm. Și dacă atât de bine îți dai seama despre acel mindfulness, eu sunt sigură atunci când ai nevoie, el se conectează. E, e. Atunci când nu mai poți, mai poți încă puțin, eu nu cred că despre asta este vorba. Aha. Atunci când simți că nu mai poți, într-adevăr trebuie să te oprești. Pentru că acea vorbă, atunci când nu mai pot, eu știu că pot încă puțin și mai fac. Asta cred că este despre perfe perfecționiști care apoi suferă și ei din cauza. Supra, supra încărcării, supra oboselei, supra burnout, zic. Exact, despre acea ardere emoțională, acea ardere profesională. Foarte multă lume vorbește acum de burnout, dar puține își fac weekenduri în parc cu copiii, de exemplu. Tot timpul meritocrație, lucrează și fac să aibă, să și să aducă, să aducă. Așa și... este lumea din ziua de azi. Și este bine să ne aducem aminte că, în primul rând, există eu pentru mine, atunci când eu spun există eu pentru mine, nu este vorba despre egoism sau egocentrism mai mult decât. Mm -hmm. atât. Nu. Este vorba despre eu sunt ok. Eu sunt ok, și este ok, lumea din jurul meu. Și este un banc despre o mamă cu mulți copii care vine la sau la rabi, sau la psihoterapeut. <laughs> okay. Eu cred că pentru evrei, cam psihoterapeutul Tot sau rabi exact, Tot este acolo. un psihoterapeut bun vine și spune, sunt foarte enervată, sunt foarte enervată, nu mai am chef, nu mai am putere, nu mai am dorință să fac nimic, îmi vine pe toți să-i gâtui din jurul meu. Se întoarce acasă și într-o bună zi copiii observă că mama a dispărut. Într-o cameră, bate în ușă. mama nu răspunde, deschid, mama stă cu o ceașcă mare de cafea cu lapte, liniștită, se uită la ei și spune: Închideți-vă, ușa, Eu acum fac pentru voi o mamă bună. Înțelegi? Deci, acel timp pentru tine, doar pentru tine, tu cu tine. Și atunci, lucrurile cumva, mindfulness despre asta, cred că este. Să te încetinești un pic, uneori să te oprești, să te întrebi ce fac eu cu viața mea. Da. Și să încerci. Și să poți să te înveți, să le observi. Despre asta este mindfulness. Despre lucrurile făcute fără grabă, conștientizând ce se întâmplă acum cu tine, la moment. Ce faci tu acum, la moment. Încearcă să mănânci mindfulness. Încearcă să faci bucate pentru familia ta mindfulness. Încearcă să urmărești copiii tăi după acest principiu. Încearcă să stai lângă omul drag. După acest principiu. Încearcă să meditezi, să alergi prin parc, să te odihnești cu prietenii, din punct de vedere nu a omului implicat, dar din punct de vedere a unui observator. Și să vezi câte lucruri interesante descoperi, în primul rând, despre tine, despre gândurile tale, despre emoțiile tale. Fii atentă ce se întâmplă în acel moment cu emoția ta, cu senzația ta, cum îți răspunde corpul. Să vezi câte lucruri minunate descoperi. Eu am mai citit. Uh, și încă o chestie care ar completa ce își spui tu despre faptul că atunci când ești enervat, ești supărat pe ceva anume, uh, ieși afară, plimbă și observă lucrurile care se, se văd. Iată, scaun, perete, plantă, lumină. Uh, pentru că tu astfel te aduci aici și acum, și acum. Da, acum tu cred că vorbești mai mult despre deci, psihoterapie de criză. Acum Aha. și aici, repede, să activezi uh, acele mecanisme de apărare. Nu, me nu mecanisme de apărare, mecanisme de coping. Ce fac eu acum? Mă liniștesc, Hă, răsuflu de 10 ori, văd 7 culori sau 5 culori în jurul meu, mă liniștesc, da? Încep da. să-mi aduc aminte o poezie, da. Dar cred că întrebarea mai profund, asta este o. Da. De moment, da, o acțiune de moment. Este foarte utilă și este din uh, terapia cognitiv-comportamentală. Da? Comportament, gând, -am le unim de unde vine. și schimbăm lucrurile acum la moment. Dar, triggerul care a fost în această situație? Care te-a enervat, care te-a scos din această balanță ta, din, din această stare de mindfulness. A a e, eu, deci eu, asta este întrebarea Aha. De ce te enervezi? De ce îți provoacă acele stări de a, a, Anxietate să zicem Anxietate sau agresie Da, agresie, da. da Și dacă găsești motivul Mai departe că cum? Am, pentru că Tu știi Ceva? cel mai frumos lucru Atunci când găsești motivul Sau atunci când se întâmplă un insight Cumva, hop și se deschide, cum aș spune eu, o, o boxă în capul tău, știi? Mm -hmm. Atunci, eu cred că întrebarea, și ce mai departe, nu este atât de acută, pentru că lucrurile devin mult mai clare. Wow! Iată despre ce este. Mm -hmm. Și atunci, nu atât de tare te doare la moment. Și apoi, dacă schimbi traiectoria comportamentului tău, mm -hmm. a gândului tău și a emoției tale, se schimbă și atitudinea ta data viitoare față de niște momente, față de niște întâmplări. Și cel mai important, totuși, niciodată să nu confundăm cuvântul a fi egoist sau expresia a fi egoist și a fi egocentrist. Da. Pentru că egocentrism este despre altceva. Este despre axarea pe mine, toată lumea trebuie să facă doar ceea ce vreau eu, toată lumea trebuie să simtă doar ceea ce vreau eu, și eu știu să manipulez și să beneficiez. Iată, aici ar fi sunt o calitate lucruri, exact, negativă. exact, sunt lucruri radical uh, diferite și trebuie să știm lucrul ăsta. Aș vrea să ne oprim un pic la a te iubi pe tine și de a, -și a fi un pic egoist. Uh -huh. uh, au fost momente când uh, ai uitat să te iubești pe tine? Uh, eu cred că da. Și acum, în viața ta, Când tu mă întrebi acest lucru, știi, mi-a venit ideea despre... Uh, Granițele personale, unde se termină granițele mele și unde încep granițele altcuiva, cât de mult permit eu cineva să mă abuzeze cu intrând în granițele mele, cum pot eu să-mi apăr granițele mele, uh -huh. cred că um, destul de mult timp. Am trăit cu senzația, păi eu sunt foarte ușoară și pe mine pot să mă sun... Dacă este vorba de lucru, de artă, pe mine pot să mă sun la orice oră, ziua sau noaptea, eu sunt gata să fug, să sar, să plec, să cânt. Nu contează unde cânt. Frig, minus 20, eu cânt pentru că eu vreau, mie îmi place. Uh, nu știu dacă este bine acest lucru. Pentru că nu te gândești la tine. Exact. Te gândești la alții. Exact. Altora să Și bine. cel mai interesant lucru că apoi... Uh, Corpul meu om de știre, sau cu uh, dureri de gât, dureri de spate, dureri de cap, dureri de urechi. Partener general OTP Bank. Psihosomatică. Nu știu dacă este ok să rupem. Uh, Psihosomatica sau m, această noțiune din contextul psihoterapiilor Aha. și din contextul psihologiei, doar ca un fluviu aparte, nu cred că ar fi corect, pentru că cumva toate sunt împreună. Nu cred că cel care lucrează cu psihosomatica poate doar să lucreze pe corp, uh -huh. pentru că cumva totul este legat și gând, și emoție, și da. amintiri. Da. Pentru că acea psihosomatică cumva vine din psihanaliză uhum. și oricum toate lucrurile sunt legate, dar cu siguranță ceea ce vorbim deseori somatizăm. Pe din ochii mei, da? Sau așa am pus mâna acum pe ochilar, pentru că mi-am adus aminte de un caz, o fetiță care pierdea vederea și tot nu puteau să găsească din ce cauza această fetiță pierdea vederea, de fapt era despre situația în familie. Deci se, ea nu să exact, nu voia să vadă, exact, voia să vadă ceea ce se întâmplă în familie. Deci psicosomatica și despre asta este. mi a povestit o prietenă că soțul ei avea probleme și cu vederea, dar el avea expresia foarte desă folosă. Nici să nu o văd. Nici nu te aud, nici nu văd. Exact, dar știi cum? Nu putem acum să spunem că nu, spun, da, nu mai spun expresia asta și vederea mea revine. Nu. Pentru că este vorba și din niște schimbări organice, biochimice, biofizice. Deci totul este cumva un piculeț mai complicat păi da. decât pare la prima vedere. Am înțeles. Da. Dar referitor la psihosomatică și uh, toată toate interacțiunea asta cu psihologia și psihoterapia, toate emoții, gând, corp, uh, dă e o carte care să recomandăm. Eu știu că tu ai putea să recomand cărți. Copilul invizibil? Dar să nu mă întreb, te rog, autorii. O să o <laughs> găsim, nu, nu, nu întotdeauna țin minte. Povestea ta a început de mult. Aha. Mm până nu te schimbi tu, nu se schimbă nimic. Mindfulness. Așa se numește cartea. Da, exact, mindfulness. Deja sunt patru, adică să avem sănătate, să le citim pe toate. Știi cum, când citim prea mult... Minți împrăștiate. Aha. Da, o carte foarte bună de Gabor Mate. Aia te știi și autorul, vezi? Da, da, da. <laughs> și tărâmul, tărâmul? tărâmul fantomilor fantomelor inf în îmi pare că da. Și sefec ai citit-o acolo Și fantome, <laughs> nu înțeleg <laughs> Tărâmul fantomelor în fometate De Gabor Mate Are și un film foarte frumos Despre traumă mm -hmm. Și îl sugerez la toată lumea Să-l privească Acolo multă lume o să-și Găsească poate Răspunsurile la, la întrebările pe care și le pun De ce se întâmplă careva lucruri În viața lor Și în viața mea și în viața noastră De fapt dacă va fi util. Deci am spus că dacă eu am 47 de ani, eu îmi dau seama că o să se mai uite la acest podcast oameni care sunt plus, minus 10, 15, ok, hai, 7 ani, da? Okay. Și una din cărțile pe care aș recomanda să citească toată lumea trecută de 37 de ani, după, 37 după 40, Perival Năsiridine Puti. O carte foarte bună, o carte foarte utilă pentru cei care Ajung la o vârstă când vor să se reinventeze, și nu le ajunge curaj. De fapt, acea perioadă din viață, hai să spunem de la 40 de ani mai departe, este despre reinventare, este despre a face lucruri noi, pentru că deja având o experiență mare în spate, poți să faci lucrurile mult mai ușor care ți le-ai dorit din frage de copilărie. Foarte multă lume vorbește despre relații toxice. Cuvântul ăsta în ultimele în câteva luni, eu personal l-am auzit o des pentru că am început să mă uit la podcasturi românești și din Rusia, despre mindfulness este de exemplu Mind Architect în România cu Paulul Teanu probabil știi despre ce spun încă se mai aude așa vorbă că ce o să zic gura lumii și din cauza asta multe relații toxice trăiesc mult timp și chinui mulți oameni eu nu știu dacă acele cupluri care se află în relații toxice trăiesc anume din acest motiv. Eu cred că asta este o paravană. Aha. Da. Și dacă o să descoasem cumva subiectul, o să găsim că acolo este cumva dependență unul de altul. Okay. Da. Cu siguranță există o agresiune latentă, fie din partea victimii, sau din partea agresorului, sau ei se schimbă cu rolurile. Eu cred că poate să fie vorba despre frică. Da, de a rămâne singur, da. Exact, fi exact, exact. Dar gura lumii, eu vreau să-ți spun o întrebare. Cine pentru tine personal este gura lumii, spune-mi? Pentru mine personal, gura lumii. Oamenii pe care. Te cunosc. Oamenii care mă cunosc. Okay. Vezi că. Spunem, te rog. Oamenii care te cunosc te iubesc. Cu adevărat. Absolut, cu adevărat te iubesc. Oamenii care te acceptă așa cum ești tu. Da? Da. Ce o să zic ei despre tine? Dacă o să afle niște lucruri pe care tu nu chiar ai vrea să le afle, dar cu condiția că te iubesc cu adevărat și te acceptă. Atunci când tu te gândești ah, ce o să zică gura lumii, spune te rog, a cui voce auzi tu în cap? Da. Sau de unde pentru prima dată ai auzit tu, e, fitițo, și -a să zică alții, cine? Este despre tine sau este despre persoana care îți spunea și te-a învățat. Nu contează cine, putea să fie vecina, putea să fie educatoarea de la grădiniță, putea să fie o mătușă, nu neapărat părinții, dar puteau să fie și părinții. Mai departe, închipuieți că ai o foaie și pe această foaie îți scrii toată gura lumii, toți oamenii care ți îți pare că o să zică, vai, ați auzit? Scrie-mi, te rog, lista oamenilor să ai în față. Și apoi să-mi bifez părerea cu adevărat. A cui? Pentru tine contează. Și o să descoperi un lucru. Că de fapt, din această listă a gura lumii, dar lumea asta e, sunt 8 miliarde, tu înțelegi, da? Da. 8 miliarde. Deci, <laughs> în primul rând, eu nu cred că la 8 miliarde le pasă ce se întâmplă cu tine. În al doilea rând, dacă o să stai să bifezi din această listă, o să vezi că, de fapt, nu sunt atât de mulți. Și dacă o să citești, ok, 5, hai 10. Și în urmă și acolo o să găsești că, da, nu prea contează părerea lor. Sau, peste 10 zile, eu o să uite. Că tu nu ești bri cu pământul. Exact. Fiecare are viața lui importantă. Exact. Nouă ni se pare că lumea are grijă oare ce facem noi. Nu, fiecare are grijă, oare ce se gândește altul despre mine. Ah! Lucrurile sunt mult mai simple când știi să le... Știi ca într-o fotografie, să sunt trei fete în fotografie, fiecare se uită la ea cum a ieșit în poză. Uh -huh. Nimeni nu sunt uită la cealaltă. Uh -huh. Uh -huh. Dar noi ne considerăm un pic de buric pământului și suntem un pic de import și suntem importanți și din cauza asta un pic suferim pentru că noi ne gândim că noi... Uh, cont Contăm atât de tare, adică, de exemplu, eu nu o să fac. Întrebarea mea este cât de mult tu pentru tine. Și atunci când descoperi că, de fapt, tu trebuie să contezi pentru tine, atunci înțelegi că, de fapt, gura lumii că to ețiludi. Că to să ieți eludi. Da, și să revenim la relațiile toxice. Este despre hotare. Despre limite da. Despre limitele personale. Despre stima față de sine, despre persoanele de atașament, ce relație am avut eu cu oamenii mei foarte, foarte dragi uh -huh. și care m-au învățat că dragostea poate fi toxică. Uh -huh. Noi atât de frumos putem să povestim ce pentru mine este dragostea, dar mai degrabă noi povestim ce aș vrea eu să fie pentru mine dragostea. Dar atunci când suntem cu cineva în cuplu, deseori dragostea este despre asta. Dragostea este despre agresiune, despre bătaie, despre despreț, despre neglijență, despre trădare, despre durere, pentru că atunci când am fost uh, copil, eu asta am crezut că este dragostea. Cinci limbaje ale iubirii, încă o carte ar fi. Da, asta am citit și eu. Atunci când îți uh, când recunoști, când recunoști tu pentru tine, să nu te vadă nimeni în orele tale de mindfulness și de meditație, tu pentru tine recunoști. Da, da. Când da! E. Și apoi accepți. Da! Atunci, iarăși, fără grabă, începi să observe comportamentele tale, reacțiile tale, te uiți în jur la oamenii care te înconjoară. Știi, este așa o expresie frumoasă? Lumea din afară, de fapt, este ceea ce este înăuntru nostru. Uite la tot ce te înconjoară și ce emoție uh, importantă, prima, emoția ai tu față de lumea care te înconjoară, să știi că de fapt la moment, eu nu zic că de fapt asta este despre tine până la adânci, bătrâneț, amint nu, dar de fapt acum la moment este ceea ce se oglindește în tine wow, ideea asta am citit-o și eu într-o carte mm. reticuliarna e formația zice omul, că se numește și o, și -o să explic uh, despre ce vorba, când îți cumperea mașină albă și tu, până atunci nu ai observat că tot orașul e plin de mașini albe dar după ce ți-ai cumpărat tu mașină, observi toate mașinile albe. Este despre exact. tine. Ele existau. Deci dacă eu am Toate mașinile în suflet, astea, ele existau a... până la tine și o să existe după tine. Dar... Tu le observat abia când tu ți-ai cumpărat mașina. Uh -huh. Deci... Reticular, informație ești despre asta, că uh -huh. dacă eu în suflet am conflict, vină, sau faptul că toți sunt vinovați pentru problema mea. Sau toți bărbați sunt niște căzioli. Tu numai căzioli nu întâlnești. Nu este adevărat. În Chiar. percepția ta, bărbații sunt despre asta. Dar, dacă să stai așa, tu, cinstit, foarte sincer, cu tine, stai dar chiar toți sunt căzioli. Și îți scrii o listă care nu sunt căzioli și zici, stai, dar ei sunt mult mai mulți oameni faini, care, într-adevăr, duc o viață foarte faină, au caractere faine, au un statut fain, sunt faini, sunt oameni buni. Atunci când spun statut, nu înseamnă statut... Social. Uh, nu social, nu spun de statut de bani. Da, uh -huh. da. Uh -huh. uh, și vezi că sunt mulți oameni integri sunt mulți oameni buni pe care tu, cu părere de rău pentru tine, la moment, nu îi vezi. Așa cum n-ai văzut mașinile albe. Exact. Wow, îmi place să ideea Să asta. nu comparăm bărbații cu mașinile, ok? Nu, nu. <laughs> Partener general OTP Bank Geta, dar tu ești superstioasă. Um, știi, a fi superstițioasă, de fapt, tot este despre convingeri iraționale. Dar, crescând în mediul balcanic, <laughs> okay. cumva le-am învățat, mă strădui să mă dezbaier de superstiții și să înțeleg că ele cumva pot fi ca niște proiecții nu ale mele. Uh -huh și mă strădui cumva să le privesc foarte rațional. Deci cred că este un mecanism de apărare care se numește raționalizare. Aha. Spunea cineva că dacă crezi că psica neagră îți strică ziua, psica neagră să-ți strice ziua, dar dacă crezi că ea o să-ți fac ziua mai frumoasă, ea așa și se întâmplă. Depinde și crezi exact. tu. Exact. Despre autosugestie? Da. da. Autosugestie. Da. Eu acum. ador Ultimul timp să citesc tot felul de lucruri frumoase, dar științifice, în raport cu ce, ce ține de creierul nostru, de legăturile noastre neuronale, despre toate procesele care au loc acolo în capurile noastre minunate. <gântu -i> și eu foarte tare cred că Dumnezeu este acolo de parte de parte în subconștientul nostru și El este începutul. Și așa cum cosmosul nu are sfârșit, da, și noi nu știm ce e mai departe, ce e mai departe. Exact, același lucru cumva simt eu și înăuntru nostru, cosmosul nostru interior, tot atât de mare poate fi. Wow. Mm. Legături neuronale hormonii fericirii. Așa de mult să mai vorbești în societatea noastră despre Da, lucrurile pentru că lumea ca... este foarte deschisă și tot ce dorește, începând de la um, niște lucruri pop psychology, um, psihologia maselor, pentru da. mase, sau psihologia din punct de vedere neștiințifică, psihologia pop, hai da, așa da, să da. spun eu. Mm? Și până la tratate științifice grele, tot poți găsi în ziua de azi pe internet. Da. Pe tine te-a ajutat în viață, în viața ta personală, viața ta de familie, viața ta de carieră, faptul că ai făcut psihologie. Mie foarte mult mi-a ajutat să-mi dezvolt relația cu copii, să trec peste separările mele, să-mi înfloresc relațiile cu părinții mei, să pot să combin mai multe lucruri mai cu succes, să fac ceea ce îmi place, să mă simt împlinită, să înțeleg că dacă vrei să schimb ceva, ai voie și neapărat se vor găsi și resurse pentru acest lucru. La mine, în fața uh, mea, în camera mea, stă fotografia mea și fotografiile, fotografiile copiilor mei. Fotografia mea când eu aveam 5 ani. Deci asta este fotografia pe care eu o privesc foarte des atunci când am nevoie de resursă. Și atunci când eu am nevoie eu să fiu părintele meu bun. Eu pentru mine. Eu pot să -o iau în brațe pe fetița cea de 5 ani și să-i spun Fii liniștită. Totul va fi bine. Eu sunt întotdeauna cu tine. Nenia s-a făcut de găină aici pentru că eu am făcut de multe ori în exercițiu. Eu, când sunt supărată pe oameni, îmi imaginez că ei sunt mici, au 3-4 ani. Super. Mm -hmm. Și mi trece supărarea repede. Eu ți o spune mai mult decât atât. Atunci când ne înfuriem. Da. Păi da. Atunci când, când sunt strigăm. Pe ei, da. Atunci când îi facem lucruri care nu sunt, hai să spunem, adecvate pentru un om adult, da, cum am spune noi, un om cu scaun la cap, un om um, conștient, un om um, liniștit, cumpătat. Deseori se întâmplă să regresăm în copilărie și, într-adevăr, dacă să ne analizăm sau să analizăm oamenii din jurul nostru, poți spune, a, ok, ok, te văd. Acum dai din picioare de parcă ai avea trei ani. Da, ești ah, ok. Pare. Acum te comporți cu mine de parcă am fi dintr-o clasă și eu am 12 ani și tu stai cu mine într-o bancă și vrei să mă tragi de gâțe pentru că ție ți-e dragă de mine. A, ah, ok, am înțeles. În ce perioadă sau din ce perioadă activezi acum? Activează copilul din tine. Wow. Exact. De tu vorbești copiii tăi despre sex? Da. Da, ei îi dau întrebări, că, tu le da, răspunzi, da, tu le dai întrebări. Da. Eu nu le dau întrebări până ei nu mă întreabă. Ok, dar atunci când cumva sunt atentă și înțeleg că e momentul, da, vorbesc foarte sincer și vorbesc așa cum cred eu, așa cum simt eu, cum aș vrea, vrea cum aș vrea eu ei să mă înțeleagă. Nu este despre atracție sexuală și despre sex. Iarăși este despre noi. Sexul nu este despre sex. Despre căldură, despre afecțiune. Afecțiune, despre siguranță, despre. Iarăși îmi vine cuvântul empatie, despre apropiere. Mm -hmm. Niciodată nu sunt oamenii mai aproape decât fiind corp în corp. Poate lumea o să înceapă acum să-mi spună, păi nu, stai că există așa o apropiere sufletească, voi serios? Da, ok, există. Dar oamenii niciodată nu se deschid sau nu se dezbracă atât de mult ca atunci când fac atunci dragoste când fac dragoste, da? Și mie mi se pare că m, sexul este despre a face dragoste. Nu știu, înțelegi despre ce vreau Am să spun? Am înțeles și mi-a venit și încă o idee. Că atunci când ești corp în corp, faci dragoste. Tu oricum ești singur. Dar tu simți ce ce simți și doar el simți ce ce simte. Însă în nicio formă nu devenim unul. Sau devenim. Acum aș vrea să te întreb despre suflete pereche, știi? Sau despre jumătăți. Cam acolo mă duce gândul. Deci voi real credeți că există jumătăți? Nu. Ceea ce ar însemna că noi suntem pe jumătate? Noi nu suntem oameni integri? Fără o aripă sau... sau fără de... o aripă, fără... Da, da poți să spui că da, într-adevăr, ești singur, dar oricum da. ești cu cineva. Atunci când poți să te deschizi cum. Da, ești singur, dar pe ești cu cineva și tu ești responsabil pentru tine și de tine depinde cât de mult poți să-ți deschizi hotarele tale, granițele tale, ale sufletului tău, ale corpului tău și pe ce perioadă. Mm -hmm. Da, e frumos să să credem despre acea contopire, dar da. atunci când eu mă contopesc cu cineva în acea senzație în acea emoție, în acea um, percepție corporală da, este despre mine despre pe cât eu pot să fiu de liberă să dau și să primesc, dar oricum este despre mine Care a fost cea mai mare apreciere a ta, care tu o ții minte și acum? Nu contează în psihologie, în psihoterapie sau în muzică. Eu, în profesia de artistă, sunt mai mult de 25 de ani? Da. Pentru prima dată, cred că am auzit-o, și asta țin minte foarte clar, când aveam șapte ani, am jucat într-un spectacol în limba franceză și nu, nu mai țin minte cum se numea, dirigintă de studii, nu. Șefa de studii, șefa de studii, uh -huh. da. Director adjunct, eu cred uh -huh. că așa cam este acum, director adjunct, s-a apropiat de mama mea și m-a lăudat în fața mea și în fața mamei. Și am văzut cât de mândră este mama mea. Și atunci și am zis, wow, m-am simțit fericită. De atunci am auzit de nenumărate yes. ori, da, pentru că eu eram copilul din clasă care trebuie să cânte un cântic, și o să iau o și când coboră copilul de piscină <laughs> toată lumea spune, vai, bravo! Uh -huh. Acum activând în Hospice Angelus Moldova, am avut o serie de ședințe cu o mamă uh -huh. din un mediu vulnerabil. Așa. În una din ședințe mi-a spus, știți, împreună am ajuns la concluzie că fiecare din generație, unul, poate schimba scenariul. După mulți ani de experiență, te mai gâdilă un compliment așa de ușor? Cumva, da, știu că e bună, da, mulțumesc, dar nu e gândilea la de la început când primești complimente. Sau îi aprecierea asta tot timp pentru tine contează? Contează să fie apreciată? Eu cred că sunt lucruri un pic diferite. Da, este plăcut să, prime să primești complimente, da, este plăcut să fii apreciată, este plăcut. Nu pot să spun că sunt absolut indiferentă, este plăcut. Dar se pierde înainte. Dar... Nu, nu, nu. Eu vroiam de despre altceva să, să spun. Cumva încep să diferențiez. Deja contează cine îți spune, cu ce scop îți spune? Aha. Ce Vrei să auzi nu despre ce îți mângâie urechea, dar din punct de vedere profesional. Dar sigur că da, mi este plăcut să aud și felicitări, complimente din partea publicului, pentru că, de fapt, nu doar pentru mine fac acest lucru. Da, aș putea ca Buda pe vârful unui munte să cânt doar pentru mine și să mă simt fericită. Tu dar fix totuși... acum arăți, știi, cu șalul, e perfect. Deci, numai buline n-are buda, dar în rest, să mânați. Dar, dar, sigur că este foarte drag să văd ochii din sala de spectatori. Atunci când vin cu, cu apreciere. Da. Eu uh, mai am o Altceva debat. am înțeles. Da. Că nu depinde aceste aprecieri. Aha. Mhm. Mm și asta este un lucru foarte important. Dacă alte ori. Iar am zis un lucru foarte important. Dar trebuie, și să asta mă gândesc, important. trebuie să mă gândesc la noțiunea de foarte important. Deci, dacă altă dată, când și îmi părea că este ok să mă uit, lui asta îi place, dar lui asta nu i place. Hm. Dar și trebuie să-i fac, oare ca, ca la atât să le placă? Lucrul ăsta a dispărut. <gânt> În și... timp sau ai da, făcut da. anumite chestii nu, în timp și cu siguranță am făcut și niște chestii poate conștiente, poate inconștiente Aha. Uh, și acum nu prea mă uit în sală să văd dacă îi place cuiva sau nu dacă îi place sunt fericită dacă nu îi place zic ok nu este despre mine, este despre starea omului care stă în sala de concert ti, 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 ti. Până să continuăm discuția, vreau să le mulțumesc celor care au avut grijă de vestimentația mea. Este vorba de magazinul Sofie Enco. Mulțumesc frumos! De ce crezi că oamenii vin cu critici asupra unor oameni care au devenit faimoși de-a lungul anilor? Eu când am dat mie întrebarea asta, eu mi-am răspuns că ei consideră, acei oameni care critică, că acei oameni, au obținut, acei oameni pe care ei critică au obținut foarte ușor lucruri. Nu știu. Cred că nu este o întrebare pe Dar care o Te afectează eu -o pun atunci când cineva te, afecte, te critică, îți face comentarii urâte negative? Te afectează? Sigur că da, pe o clipă. Și apoi eu îmi pun întrebarea despre care spuneam mai devreme: To, vse, eți lidii? Vocea asta. toți eți oameni? Și apoi, dacă să nu uităm totul ce se întâmplă, e despre noi? Sau, adică, despre ei? Mm -hmm. De ce critici? pe tine ce te doare. Crezi că e o frustrare acolo? Nu știu. Dar ipoteza mea este că da. Să duc la psihoterapeut. Da, eu așa m-am obișnuit să le răspund oamenilor <laughs> care chiar vor să mă agațe. Eu așa le spun foarte firesc și cu inimă foarte blândă. Eu cred că dumneavoastră ar fi bine să consultați un psiholog. De da, tu te enervezi vreodată. Dar pe cum? Cum reacționez? când te nervezi. Uh, este o diferență între Geta care se nerva acum 10 ani și Geta care se nervează acum după ce a făcut psihoterapie? Eu sper că da. <laughs> eu sper că da. Uh, eu cred că multe lucruri depind de temperamentul nostru uh -huh. și, apropo, încă un lucru pe care am fost atât de bucuroasă să-l aflu uh, de când am început să învăț psihologie, ceva ani în urmă. Doar temperamentul nostru ne aparține, este în ADN-ul nostru. Nu putem să-l schimbăm. Nu. Temperamentul nu. Dar caracterul da. În fiecare zi putem să-l cizelăm până în pânzele albe. Despre asta este dezvoltarea personală. Mă Dar întelegi? tu poți să faci o diferență între, foarte scurt, pe scurt, în două fraze. Ce înseamnă temperament și ce înseamnă comportament? Temperament și comportament. Adică e foarte complicat să e simplu de. Temperamentul Care? este născut, comportamentul este învățat. De exemplu, da? temperament este de patru feluri, mulți din noi avem cumva aceste patru feluri combinate sau Aha. două sau trei. Majoritatea din noi avem ceva, niște semințe din toate, Aha. da? Comportament. Hai să ne închipuim un fel de temperament de asta sanguinic. Uh -huh. Da? Unul este. Ah! Vrea să le facă pe toate, ajunge peste tot. Cumva, peste, pentru comportament, este învățat să reacționeze cu nervi, este, este învățat să reacționeze impulsiv. Impulsiv. Da. da? Și un alt fel de sanguinic, care are același tip de temperament, dar. A fost așezat. crescut într-o altă, așezat, nu știu, dar mai cumpătat cu siguranță, care a fost crescut, educat în alt mediu, de alți părinți, sau s-a autocizelat și s-a autoeducat altfel. Uh -huh. Vor fi doi sangvinici, da? După temperament, exact așa, jiu, știi cum se spune la mă, arjind jiu, da. dar ca și comportament doi oameni diferiți. Cam despre asta este. Diferența asta. Da, de dacă e. foarte simplu, așa, pe degete, între clipe de Apie, că noi am ajuns aici și de la... Cu tu te enervezi vreodată. Și da. 20... da. Și da. tu îți pentru că... Um, lucru că mă enervez și cum reacționez, l-am observat foarte bine în relația cu copiii mei. Mm, da. Acolo e mare testare. Exact! Testez dacă nervii. mulți mulți ani în urmă înțelegă Acum eu cumva observ că acea căpășică este gata să sară și zic <coughs> stop. Ce pentru mine la moment este mai important. Să zgher ca o mamă nebună sau de fapt să mă disociez de la mama asta nebună, inervată, să văd cumva situația dintr-o parte și să încerc ca un adult adecvat să moderez, să menegerez această situație și să înțeleg că de fapt în fața mea este un copil care nu are nicio treabă cu reacțiile mele. Și acum încă o chestie. Ne nervăm, ne supărăm, care este procedura cea mai avantajoasă pentru noi din punctul tău de vedere? Ne emoțiile și nu strigăm? Cum de făcut atunci când ne nervăm? Vreau să-ți spun un secret. Unul la mână trebuie să știi foarte clar cine sunt oamenii în fața cărora tu poți să explodezi și care o să te înțeleagă și care o să zică, ok, hai, să-i zmei din tine. <laughs> Și în fața cărora nu ai voie să explodezi. Mm -hmm. Nu înseamnă că le înghiți pentru că te înneci. Da? Dar iarăși ne reîntoarcem la mindfulness, la respirație, la sport, la alergat, la box, la cântat, la dansat, la sublimat, eu așa aș spune, sublimarea emoțiilor negative. Altfel. Ars, rumegarea, da. arderea lor, dar altfel, vorbirea, de a vorbi. Tu n-ai idei și de tari eu am o mă nervez pe tine, tu pur și simplu n-ai idee. De fapt, asta este tot o Aha. sublimare a energiei de agresiune. Da, Dar hai să ne spunem odată, să văd cum ești nervată. N-ai idei, înțelegi? Persoana care stă în fața ta, ok, eu îți accept emoțiile tale, te enervez. Da, dar un copil de câțiva ani nu poate. Despre asta astea. și îți spun: Trebuie exact să știi în fața cui ai voie să explodezi sau îți permiți și în fața cui nu. Eu cumva m-am învățat să verbalizez lucrurile. Uh -huh. Și dacă, de exemplu, într într-un într conflict cu cineva, eu din start previn. Știi, eu trebuie să spun acum tot ce mă macină în această clipă. Eu pot să vorbesc și urât, pot să vorbesc mai mult, dar lucru avantajos că eu acum am făcut expunerea asta, verbalizarea asta și mie îmi trece. Deci eu cumva nu înghit. Dar asta este mecanismul meu de coping. Pentru că am auzit deci asta că, lucrează că există cu cazuri mine. în care trebuie să lași lucrurile baltă. Când doi Exact. În cu plus ceartă. Exact. The time out. Sau fiecare în camera lui. Sau unul pleacă se plimbă, altul rămâne. Nu știu dacă așa se rezolvă situația. Dar într-un fel se calmează. Și exact. atunci vin și mai în... raționali. Exact. Cu spiritele Liniștit. liniștite. Da. Dar iarăși, mie mi se pare că totuși lucrurile foarte personal lucrează de la caz la caz. Eu tot sunt Eu vreau amu pe loc să aflu adevărul. Ce ai avut în vedere. Da, și atunci eu respir și zic, ok, scenariul ăsta sau deprinderea asta a mea a mers până aici. Interesant. Dar dacă fac altfel, cum o să fie? Și știi? Nu e mai rău. Da. Este, este despre a înceteni lucrurile și de a le vedea un pic mai la distanță. Fix acum m-am gândit la exemplu care l-am auzit undeva, iar am uitat unde, că musca care stă la geam și faci bzzz, agitată, vrea să iasă, dar nu găsește. Dacă s-ar da într-o parte, ar vedea că este fortăcica deschisă. <laughs> a, bună asta! Ne-am făcut foarte tare. Pe mine bună. mă ajută asta în viață. Dar tu când ai vorbit de muscă, eu de fapt mi-am adus aminte despre acea posibilitate de a face abstracție de la niște lucruri. Sau sunt oameni care fac omor din asta, adică fac glumițe. Glumițe. Despre ce sunt glumițele? Ca un mecanism de apărare? Da. Nervez de te -a șuși, de dă-n-am voie, de a rîd. râd? <rătă> da, cumva. <ră> <ră> sau mă apăr cum pot. Sunt într-o situație mai că depresivă, dar eu râd ca să mă apăr de acea situație depresivă. Sau chiar este un omor fain și eu râd pentru că e de râs. Da, de și prin... uneori îmi vine să spun Dacă nu am râde atât de tare Am plânge Într-o nebunie Deci e important să înțelegem Despre ce râdem Cu toate astea eu am auzit și un contraargument La chestia asta Că dacă noi avem o tristețe și râdem Acea persoană spunea Că asta înseamnă că noi Suntem departe de noi Cam despre asta era un pic nu suntem conectați cu noi. Mm -hmm. Sau suntem conectați și râdem intenționat. Pentru că noi știm unde să plângem, nu chiar toată lumea trebuie să știe unde suntem vulnerabili. Important noi pentru noi să înțelegem. Da, sunt vulnerabil. Da. 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 Dar asta este despre mine și nu. Neapărat trebuie să ies în lumea mare să zic, păi uite eu ce de curajos sunt, pot să spun că sunt vulnerabil. Pentru mine știu, pentru tine zâmbesc. Este despre mine. Eu aleg. Cât de important este să iert? Eu cred că foarte important. Am mai zis încă o dată azi cuvântul ăsta foarte. legătură. prima, prima dată. dată când îți spun în acest podcast această noțiune de cuvinte foarte important. Este foarte important. Mai greu este să ajungem în iertare, mai onest și mai cinstit este să acceptăm că nu întotdeauna putem ierta și să căutăm acea cale, decât să spunem, da, eu am iertat, dar de fapt eu pur și simplu am auzit la televizor că așa este cool. Acum să zici că eu iert, mă înțelegi? Despre da, ce sau spun? eu iert, dar nu uit. Uh -huh. Uh -huh. Asta e ca și când n-ai iertat. Nu știu, depinde doar noi nu avem scleroză deocamdată, chiar. să uităm. Da, iert, nu uit, dar, nu dar iert, da. Adică nu sufer. dar exact. țin minte ce ai spus. Da, corect, ah, da? da, ai dreptate, iată, da. mă întorc. Despre da. ce este? Cred că da, iertarea este despre a nu mai suferi, dar da, atunci mai... cred că vine... Adevărată iertare. Dacă cinstită, nu ai emoții. față de tine. Pentru că este important să fii... Iar am zis, este important. Dar da, păi, da, da, dacă este important. Da, Acum da, ai spus deja că este doar important. Nu este foarte, important. Nu este este foarte este diferit. <laughs> Știu, eu am să mă uit la acest podcast uh, cu o foaie și un stilou. Și o să-mi scriu de câte ori am zis uh, important. Okay, foarte important. De, de fapt, de fapt. Uh, <laughs> sau. Uh, am, o să am despre ce să meditez. Să ne reîntoarcem. La, înapoi, exact, la, la iertare. La, la iertare. Um, e bine să fim, one, e corect, să fim onești cu noi, cum ziceam, uh, ceva mai devreme. Noi pentru noi atunci când nu ne vede nimeni. Înțelegi? Da. Noi, uh, despre noi, când. Uh, Stăm cu ochii închiși. Nu contează seara, dimineața, la amiază și ar fi bine asta să facem măcar de trei ori pe zi, să medităm cu ochii închiși. Nu contează unde suntem, foarte onest față de noi. Să ne punem întrebări și să răspundem corect, să răspundem cinstit. Da, eu am iertat. Nu, eu nu am iertat. Ok. Ce fac eu cu acea emoție? Ce stă după furia? Pentru că, de fapt, a ierta înseamnă de a... A, a ierta, după părerea mea, a ierta înseamnă de... Înseamnă a scăpa de furie. Da. Uh -huh. De dorința de răzbunare. Uh -huh. Dacă nu iert și accept că sunt furioasă, despre ce este această furie? Și deseori această furie este despre un sentiment de rușine sau de vinovăție. Eu pentru mine. Mm, mai este unul, de victimă. Mai multe. Eu da. cred că pentru fiecare este cumva personalizat. Mm -hmm. Ai dreptate. Deci da. spre iertare, eu cred că drumul este mai lung uneori. Și nu exact pentru toată lumea la fel, egal. Tu ai supărări care nu le poți ierta. Încă. Ca să punem mm. cuvântul potrivit la locul potrivit. Încă. Că mai avem timp. Nu e târziu niciodată. Eu cred că aș minți dacă aș spune că deloc. Mm -hmm. Dar mi este confortabil. Dar am vrut să spun important. Și am hotărât să schimb Ți <laughs> <laughs> este confortabil <laughs> Dar Îmi este confortabil Să conștientizez Că am deschis Acea ușă Sau acea copertă Din această carte Din acea poveste de viață <gână> partener general OTP Bank. Am citit, știu de undeva o poveste, vreau să o povestesc. Ha! Foarte pe scurt. De ce vreau să o povestesc? E pentru că ea e despre iertare care face bine. O femeie căsătorită a fost părăsită de soțul ei pentru două săptămâni, timp în care ea știa că el e plecat cu o femeie. El i-a plecat cu o altă femeie. După două săptămâni, se întoarce, dezamăgit de acea relație aventuroasă, acasă, cu hainele murdare, părat pe viață, flămând probabil, mă rog, în anumite circunstanțe, vine acasă. Ea îl îmbrățișează, îl hrănește, face sex cu el. Și nu spune nimic. Niciodată, nimic. vai de steaua bărbatului cât de vinovat o simțit Ea niciodată, nimic, nu i-a spus, nu i-a reproșat. Pentru mine asta este o relație toxică. <laughs> Pentru <laughs> mine asta nu este despre iertare, dar poate asta este despre mine. <laughs> um... A asta este părerea mea, adică ai vrut să zici. În sensul da, că, da, da asta, da, asta este părerea, părerea mea. Aha. Pentru mine asta este o poveste despre o relație toxică. Despre o codependență care ea ascunde. Exact. Ascunde. Despre multă minciună într-un cuplu. Cuplurile care nu se ceartă, de fapt trăiesc niciodată. Noi niciodată nu ne certăm. De fapt trăiesc o minciună. Pentru că o ceartă în cuplu, eu nu zic nu, nu vreau să zic cuvântul ceartă. Vreau să zic cuvântul conflict. Contraziceri. Exact. Da, conflict. da, nu ceartă. Cuvântul conflict. Cuplurile în care nu există niciodată niciun conflict, de fapt, trăiesc într-o mare minciună. Pentru că, în general, conflictul duce relația spre dezvoltare. Dacă nu sunt conflicte sau. Se preface că nu sunt conflicte, deseori sau se plafonează această relație și oamenii iese din relație sau pur și simplu sunt careva interese despre care se știe, dar nu se vorbește. Mm -hmm. Deci povestea ta cam despre asta este pentru mine. Eu am idolatruzat-o până azi. Și azi m-am oprit să o idolatrizez pentru ca să analizez cu lupa lupa date de la tine. Să mă uit altfel mm -hmm. la dânsa, știi? Și îmi pare interesantă ideea de a fi conflict cu partenerul ca să creez o relație mai puternică. Așa cum este ok, probabil, să te mai cerți tu cu tine ca să evoluezi. Mm -hmm. Cred că nu este despre ceartă. Este mm. despre de ce am ajuns în conflict, ce fac în acest conflict și cu ce vom ieși din acest conflict. Dar cred că deja este despre o psihoterapie de cuplu, de familie, tot așa mai departe. Da, care e poate și interesantă motive... această pagină. E frumoasă. Care foarte, poate să motiveze un foarte. cuplu să meargă către un... Nu uităm că atunci când intrăm într-o relație, atunci când uh, intrăm în cuplu, uh, venim cu scenariile noastre de acasă. Deci, nu trăiesc doi oameni, trăiesc șase într-o casă. Eu vin eu vin cu tata. mama și cu tata, tu, și tu vii tot. cu mama și cu tata. Da. În perioada asta, când este totul țvetocină confetnei, da. da. Șampanie. Perioada asta, exact, perioada asta de psihoza dragostei, știi, când eu mă văd în omul ăsta și eu înțeleg că o altă persoană mai minunată nu am întâlnit niciodată. Deci, da, la început, da. La început, da. Atunci noi venim cu un fel de nevoi și necesități, unul pentru altul. Apoi lucrurile cumva se liniștesc și deja deseori încep să fac ca mama, încep să-l văd în el pe tata și invers. El începe să mă compare cu mama lui, încerce cumva, încearcă cumva să se comporte ca cineva din familia lor, din bărbați, depinde ce fel de persoană de atașament l-a influențat. Și vorba moldovanului, sunt șiepi. Și sunt șiepi. Dar, <gătă> <gătă> dacă știm acest lucru, înțelegem, ne așezăm la o masă vis-a-vis, -vis, hai să grăim. Nu mai trebuie dar... ceva de făcut cu tot asta. Nu întotdeauna în cuplu fiecare are curaj să vorbească, da, da. să fii sincer. Exact. Și asta e fain să ne învățăm să vorbim, nu doar să simțim, pentru că a simți este o mare uh, utopie. Am auzit cineva din mame spunea: „Eu pe fiecare din copiii mei cu sufletul simt”. Deci da, așa o mamă copiii cam așa cresc cu ideea că femeia trebuie să simtă bărbatul cu sufletul. Și bărbatul trebuie să simtă femeia cu sufletul. Ok, bine, e frumos. Dar dacă nu vorbim și avem atâtea de spus, dar nu le verbalizăm. Într-o zi, putem să ne pomenim nu acolo unde ne-am pornit împreună mână de mână ceva ani în urmă. Dar sigur că nu este despre toate familiile, nu este despre toate cuplurile, da. dar s-ar putea întâmpla. Dacă cineva acum se oglindește și cu cineva rezonează, pentru mine e o bucurie mare. Înseamnă că lucrurile pot să se schimbe, schimbe. prin tine. Nu prin mine, prin discuția prin fiecare noastră. Fiecare care a auzit, a rezonat și a înțeles, a, stai, am înțeles ce am de făcut. Da. Asta e probabil scopul principal, cel mai important prin scop, cel mai important scop al unui psihoterapeut să nu i dea pește clientului pacient, uh -huh. dar o undeță Ca uh -huh. el să înțeleagă Eu spune una din undițe. Uh -huh. <hă> <hă> și unul din scopuri. Aha. Uh -huh. Pentru că ajunge să vorbim despre cel mai important. Da. Deci deja putem vorbi despre unul din. Unu din deja o evoluare eu simt că noi am putea <laughs> să o ducem știi cât e ora nu. deci noi avem mult timp de când stăm. dar asta e pentru că noi ne-am simțit bine amândouă, cu siguranță nici tu nu simți că au trecut peste două ore serios? Da. nu, 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 nu mi-am dat seama <laughs> eu... uh, am înțeles că mai am de lucrat la capitolul vorbire. Dar asta pentru e și că, pentru că tu vorbești multă limba că, exact, rusă și asta eu, este clar. Exact. Și acum mai sunt uh, și la cursuri de alte limbi și atunci cumva am înțeles că uneori în capul meu este un terci de mai multe limbi și cumva le selectez. Uh, Cu toate astea te-ai descurcat de minune și ai exprimat tocmai ce e și mi-am dorit eu. Noi nu am vorbit despre divorțurile tale. Noi n-am vorbit despre viața ta personală. Noi n-am vorbit despre Uh, muzica în concerte, inspirație, n-am vorbit despre Londra, n-am vorbit despre multe lucruri. Am vorbit mai mult despre zona asta de psihologie și psihoterapie. Eu îți mulțumesc că mi-ai dat și... această posibilitate pentru că eu m-am simțit atât de bine și este exact acea paletă despre care în ultima perioadă ador să vorbesc. Mulțumesc. mulțumesc că ai venit. De când noi trăgăneam <gără> Este ceva timp. Este, este, ceva timp. Dar ai venit. toate se fac la timpul lor. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că încă nu a venit timpul. Acum a venit a timpul venit. și mă bucur. Mulțumesc. Mulțumesc. mulțumesc frumos. Un cadou pentru tine. De la partenerii noștri Wine Crime este un roze al aventurilor tale. Mm. Sper să-ți placă să-l servești cu cea mai mare plăcere mulțumesc. alături de oamenii tăi dragi. Mulțumesc. mulțumesc. Cum mare drag. O zi frumoasă și faci azi. Mă duc mai departe, mai am treabă. <laughs> Mulțumesc mult. Hai să mai cicnim odată pe final. Mulțumesc. Partener general OTP Bank.